Partea a doua a filmului Expedițiile Memoriei, realizat în regiunea Irkutsk, este despre românii basarabeni deportați în regiunea Krasnoiarsk. Bunei și mama Efimei Ciobanu au fost deportați în Siberia atunci când mama ei avea doar 16 ani. I-au luat așa pe neprins de veste, cu ce aveau, cu ce nu aveau, i-au aruncat prin mașini. La 4 ani după ce mama a fost deportată, tatăl s-a dus după ea și a furat-o de acolo. A stat mama ascunsă vreun an de zile acasă, până când a murit Stalin. La premieră au venit și studenți, dar și producători de film. Am de făcut un film documentar. Eu vreau să văd un exemplu bun, care este făcut de către profesorul meu, de către profesorul de la universitate. Orice documentar, pardon pentru tautologie, este un document. E o temă sensibilă. Regizorul filmului este Violeta Gorgos. În expediție au mers jurnaliști, studenți și istorici. Eu vin dintr-o familie de deportați, bunii mei au fost deportați. Siberia pe care am văzut-o eu este alta decât cea despre care am auzit acasă. Nu este atât de rece și de dură și de rea. A fost o experiență cu foarte multe surprize, cu foarte multe spargeri de stereotipuri asupra conceptului de Siberia. Am făcut niște interviuri cu cei care au fost deportați sau cu urmașii direcției deportaților. Filmul nu este o realizare strict cinematografică, ci mai degrabă un film de călătorie, un jurnal de bord al deportaților. Membrii grupului au descoperit un cimitir al basarabenilor cu aproximativ 20 de morminte în satul Moldovanca. De exemplu, satul Moldovanca, care este o paragină și care un sat care a existat 7-8 ani de zile, făcut în exclusivitate de moldoveni. Prin aceste filme vrem să arătăm și o altă față a deportărilor, să aducem celor de acasă poveștile moldovenilor de succes din Siberia. Și am încercat să facem un jurnal de bord. Jurnal de bord însemnând ajungem, filmăm ceea ce vedem și încercăm să găsim inedit. Protagoniștii noștri principali au fost căutătorii, expediționarii și ne-am bucurat alături de ei de evenimentele pe care le găseam. Proiectul Expedițiile Memoriei a fost inițiat în 2013.